Salutare, prieteni! Acum că tot a venit zăpada, au venit și problemele odată cu ea. La această Skoda Fabia 2 avem o problemă cu acest braț de ștergător care, după cum puteți observa, se mișcă liber. Tamica mea, care deține această mașină, bănuiesc că dimineața când a plecat, nu a dezlipit lamele de pe parbriz. Astfel, ceva s-a întâmplat aici. Cel mai probabil a ieșit din nucă. Dar pentru aceasta va trebui să scoată brațele afară și să demontez această grilă de sub parbriz pentru a avea acces la mecanism. Să vedem ce găsim aici. Folosindu-mă de aceste scule, respectiv o cheie de 13 cu care am desfăcut pihulițele de la brațe, o presă improvizată dintr-un cilindru cu care am scos cilindru de frână cu care am scos brațele afară, le-am extras, și această cheie de 10 cu care am desfăcut aceste pihulițe de plastic de la grilă. Bineînțeles, și puțin de gripant. Am reușit să scot această grilă, după cum puteți observa. Iar problema o putem vedea clar aici. Aici avem brațul de la mecanism și aici avem axul de la ștergător, care, fiind ieșit din acest braț, bineînțeles că se mișcă liber. Tot ce trebuie să fac este să scot acest braț din acea zonă incomodă și să-l clipsez la locul lui aici. Pentru acest lucru va trebui să pornesc ștergătoarele ca brațul să se ducă în partea aceea, să pot să dau pe dedesubt în poziția inițială. Din păcate, până la urmă a trebuit să demontez mecanismul de ștergătoare, deoarece, deși am pus acest braț la loc, acesta iese și intră foarte ușor. După cum puteți observa, în această zonă a stat foarte multă apă față de această parte unde nu avem rugină, și în timp axul a ruginit. În acest fel, acesta a acționat abraziv asupra acestei bucșe de plastic. Acum rezultatul este acesta, intră și iese foarte ușor. Eu voi încerca totuși să repar acest mecanism, dar pe viitor acesta va trebui schimbat. Cea mai simplă metodă pentru repararea acestui mecanism a fost să sudez un șurub de
6 pe axul vechi. După ce am făcut acest lucru, am găurit această bucșă de plastic ca șurubul să poată ieși prin ea. Astfel am pus o șaibă și o piuiță pe care am bătut-o în capăt pentru a nu se desface. Astfel, acest braț nu va mai ieși niciodată de aici, din poziția lui. Pentru o vreme cred că va ține această reparație. Bineînțeles, acum voi încerca totul pe mașină. Dacă nu aș fi avut aparat de sudură, aș fi tăiat vechiul ax și aș fi găurit ca să pota pune un șurub, tot la fel cu piulița, însă mie așa mi s-a părut mai simplu. După cum puteți observa, am pus mecanismul la locul lui. A venit timpul să facem și o probă. Funcționează chiar foarte bine. Acum voi monta totul la loc și sper ca pentru o bună perioadă să nu mai aibă probleme cu acest mecanism. Am reușit să pun totul la locul lui, toate elementele la locurile lor. Urmează să facem și prima probă cu ștergătoarele. După cum puteți observa, totul funcționează cum trebuie. Cam astfel puteți repara ștergătoarele la Skoda Fabia 2, dacă aveți o asemenea problemă.